Salutare, salutare și bun găsit tuturor și bine ne revedem la Regiunea în Obiectiv în această după-amiază de miercuri. De altfel, ne-am obișnuit să ne dăm întâlnire de la ora 16 în fiecare miercuri, atât pe TVR Iași, dar și pe TVR 3. Intru repede în subiect pentru că astăzi avem o ediție dedicată premiilor Academiei Române. Săptămâna trecută a avut loc ceremonia de decernare a acestor premii atât de importante care recompensează performanța culturală și științifică românească și pentru că au avut loc aceste premii, trebuie să știți că pe listă se află și câștigători de aici, din regiunea Moldovei. Sunt importanți profesori universitari, cercetători, istorici cu care noi ne mândrim, fie că sunt din Vaslui, sunt din Iași, sunt din Bacău sau Neamț. Așadar, o ediție frumoasă, spunem noi, și de interes pentru dumneavoastră, de aceea ne puteți urmări și pe media.tvriiași.ro sau dacă nu, pe pagina noastră de Facebook TVR Iași. Vorbim despre aceste premii Nobel românești, așa cum li se mai spune. Iar invitatul nostru de astăzi este Mircea Mamalauca, este directorul Muzeului Vasile Pârvan din Bârlad. Bună ziua și bine ați venit la noi. Sărbine și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, unul dintre câștigători și felicitări pentru premiul pe care l-ați obținut. Mulțumesc. Îmi imaginez că este așa un moment de bucurie intelectuală și de satisfacție, nu? Mai ales după 30 de ani de muncă. Fără îndoială. Cred că nu există cercetător în România sau, mă rog, muzeograf care să nu-și fi dorit vreodată să primească un asemenea premiu. Din nefericire, sunt foarte puțini cei care obțin premiile Academiei. Într-adevăr, este un Nobel al științei românești. Înainte să ne spuneți pentru ce ați primit premiu, vreau să ne spuneți de ce e atât de important un premiu al Academiei Române. Ce stă în spate? Academia Română este forumul numărul 1 în România în privința științei, a culturii, a artei. Acolo este vârful, este instituția de vârf din cadrul întregului eșafodaj din România. De fapt, Academia este emblema a tot ceea ce se întâmplă într-o țară în domeniul științei, a artelor, a culturii. Iar atunci când Academia recunoaște niște rezultate, înseamnă că rezultatele acelea au în spatele lor realizării aparte. Mai ales că exigențele Academiei Române când acordă aceste premii sunt foarte mari. Păi, dacă vorbim de exigență, spre exemplu, fiecare lucrare care se pune în discuția membrilor Academiei, timp de 2 ani de zile, practic, este cercetată, este purecată, dacă pot să spun așa, de la un capăt la celălalt, de academicieni, de profesori universitari. Iar mai apoi, biroul Academiei Române este cel care în cele din urmă se pronunță dacă este cazul să se acorde sau să nu se acorde un premiu. Mai mult decât atât, sunt situații în anumite domenii ale științei când ani de zile nu se primește un anumit premiu, pentru că se consideră că nu a fost realizată o lucrare atât de bună încât să merită să fie, premiată. De exemplu, pentru 2018 au fost acordate 63 de premii din 81. Din 81, da. Deci sunt foarte multe domenii care nu și-au găsit destinatară. Efectiv, cum funcționează? Cineva propune lucrarea respectivă? Da, regula este ca cineva dintr-un institut de cercetare sau, mă rog, din rândul academicienilor să propună o lucrare și care poate să fie individuală sau colectivă, iar mai apoi intră în atenția membrilor Academiei, fără îndoială, pe domenii. Spre exemplu, domeniul la care m-am încadrat eu este istorie, arheologie. Și intră în atenția specialiștilor din acest domeniu și este cercetată, practic cred că este mai verificată decât o lucrare de doctorat. Cu siguranță. Dumneavoastră, efectiv, pentru ce ați primit premiul? Deci pentru o lucrare din domeniul arheologiei, eu sunt arheolog, desfășor această activitate de 30 de ani și un pic și lucrarea practic surprinde descoperirile și realizările mele în cei 30 de ani. Sunt rezultatele cercetărilor din teren, iar mai apoi a muncii din laborator, a muncii din birou, care în cele din urmă au dus la această lucrare intitulată Descoperiri din perioada Antichității Târzii, din
Podișul central moldovenesc și mai mult decât atât, în atenție au fost trei necropole, la două dintre ele mi-am desfășurat și eu activitate pe parcursul la mai multor ani, iar una dintre ele se spune că a fost oarecum recuperată. Informații și piese legate din aceste din mormântul 14 de la Polocin. Vă dați seama, dacă toate piesele acestea au trecut prin mâna mea, știu fiecare piesă de unde a venit și a fost descoperită la data de 19 noiembrie, inclusiv cu această mărgică, care, după părerea mea, este cea mai importantă de obiect descoperit. Două sunt în România, amândouă sunt la Bârlad. Se pare că aceste mărgele reprezentau cadouri pe care împărații romani le făceau barbarilor. Se spune că pe aceste mărgele ar apărea chipul lui Constantin și a Elenei și pe cealaltă mărgică chipul lui Constantin și a celor patru fii ai săi. Vă spuneam că descoperirea am făcut-o pe 19 noiembrie, când dimineața am ajuns pe teren și ploua abundent și când am terminat de scos mormântul, ninge afară. Cu atât mai mult, satisfacția unor descoperiri aparte este mai mare. Ei, tot ce s-a întâmplat în acești ani, vedeți aici câteva imagini de pe șantier. Am avut un șantier extrem de dificil, în sensul că am fost obligat să sap până la 4 metri adâncime. Și abia acolo se aflau mormintele pe care eu le căutam. Cred că trăiți o anumită adrenalină în astfel de momente, nu? Când mergeți... Fără îndoială. Deci arheologia este domeniul și știința care îți poate aduce bucurii foarte mari și în același timp și supărări. Țin minte că într-un an, pe parcursul unei campanii arheologice, n-am găsit absolut nimic. După care, în următorul an, când te duci la primul hârleț, găsești un lucru deosebit. Adică poți să te aștepți în orice moment să apară lucruri interesante. Iar dumneavoastră, efectiv, vă imaginați cum era viața cu sute de ani? Sigur, în când începe să le pune cap la cap tot ceea ce descoperim, obiectele, modul, spre exemplu, aici informațiile sunt legate de o necropolă. Pentru că în decursul timpului am cercetat și în așezări. Necropolele sunt mult mai interesante. Deci oamenii aveau tendința, la vremea respectivă, să așeze pe lângă cel decedat, pe lângă informațiile pe care le putem obține după cum era așezat în mormânt, să așeze în mormânt tot felul de obiecte și de obicei obiectele de cea mai bună calitate. Dacă cercetezi o locuință, lucrurile stau cu totul diferit. Nu sunt absolut deloc, sau mă rog, nu sunt foarte spectaculoase, cel puțin din această perioadă, din perioada secolului 4, din cadrul culturii Sântana de Mureș, Cerneahov. Foarte, foarte interesant ceea ce ne expuneți dumneavoastră aici. E o lucrare pe care dumneavoastră ați realizat-o în 7 ani. Șapte ani am lucrat. Deci lucrarea are aproximativ 700 de pagini și este rodul muncii de birou de această dată, bazată pe munca din teren, derulate pe parcursul a 7 ani. Deci toate obiectele au fost luate în mână, au fost desenate, au fost descrise, s-au realizat corelații, s-au realizat trimiteri cu alte lucrări, cu descoperiri din alte situri arheologice. Practic, eu am încercat să integrez descoperirea de la Polocin, de la Pogonești, de la Bogdănești, Fărciu, să integrez în tot ceea ce înseamnă descoperirile și cultura Sântana de Mureș de pe teritoriul României și nu numai, din întreaga zonă în care ea s-a manifestat. Iar la Bârlad, deci chiar la marginea orașului, a fost cercetată în anii 70-80 cea mai mare necropolă și așezare din această perioadă. Practic, necropolele și așezarea pe care le-am cercetat eu erau un fel în localități satelit, să-i spunem, din jurul acestei mari necropole și așezări de la Bârlad, Valea Seacă. Totuși, care este mesajul pe care îl transmiteți dumneavoastră? Ce ar trebui să înțelegem noi? Noi, cei care vedem această lucrare, cei care poate suntem interesați și vrem să citim o astfel de lucrare, pentru care dumneavoastră ați lucrat 7 ani de zile. 7 ani de zile sunt cei 7 ani de acasă pentru unii. Da, sigur, aș vrea să
ca toți cei care vin în contact cu o asemenea lucrare sau cu obiecte care vin din timp, să înțeleagă că multe din lucrurile pe care le avem noi vin din istorie. Înaintașii noștri au fost atât de dotați din punct de vedere intelectual și au fost atât de inspirați încât au reușit să realizeze obiecte pe care noi practic le folosim și la ora actuală. Totdeauna fac trimiteri când ajung în expoziție și arăt o pensetă din secolul IV, care nu se deosebește cu nimic față de o pensetă din zilele noastre. Adică toate aceste lucruri care sunt adunate în lucrare nu fac altceva decât să ne ajute să înțelegem o epocă și în același timp să ne ajute să înțelegem cum am ajuns în acest punct în care ne aflăm noi astăzi. Și fiecare dintre noi și fiecare societate și comunitate are în spate ceea ce au realizat înaintașii. Și totuși noi, publicul larg, cum putem avea acces la astfel de informații? N-ar fi nevoie de mai multă promovare? Deci, cred că modalitatea, sigur, pe de o parte, publicul se poate informa prin intermediul acestui tip de lucrări, prin intermediul unor studii, a unor articole, dar cred că cel mai bine este atunci când vii în muzeu, pentru că, practic, obiectele descoperite în teren se regăsesc mai târziu în muzeu. Locul în care poți, practic, să, dacă pot să spun așa, să pipăi istoria, să vii în contact direct cu ea. Poți să vezi ce au făcut oamenii acum 3.000 de ani, acum 1.500 de ani și acum 100 de ani, venind în muzeu și, pe de o parte, informându-te prin intermediul acestor lucrări științifice. Și e poate și rolul nostru, rolul media, de a duce mai departe mesajul și așa poate stârnim interesul. Pentru mine totdeauna am considerat că media trebuie să fie un prieten al muzeului și nu numai muzeului, a culturii în general, pentru că dacă ceea ce facem noi nu este promovat prin intermediul mediei și cei care lucrează în media pot să o facă mult mai bine decât noi, pentru că sunt mai specializați. Poate noi suntem specializați să mergem pe teren, să căutăm, să cercetăm, să descoperim, să facem corelații. Dumneavoastră știți mai bine decât noi cum aceste descoperiri să fie făcute cunoscute publicului. Și asta facem chiar în acest moment la Regiunea în Obiectiv. Continuăm să discutăm despre premiile Academiei Române acordate pentru anul 2018 și vă invit să vedem chiar acum un reportaj cu premiul acordat de Academia Română cercetătorilor de la Institutul de Chimie Macromoleculară din Iași. Haideți să vedem un reportaj realizat de Vasile Arhire. Între cele 63 de premii acordate pentru anul 2018 de Academia Română se află și 3 distincții obținute de 4 cercetători de la Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni din Iași. Aceștia sunt Adrian Bele, Liliana Roșu, Cristian Dragoș Varganici și Irina Roșca. Anul acesta, din institutul nostru, am primit 2 premii ale secției de chimie. Al treilea premiu câștigat de institutul nostru anul acesta este pe domeniul biologie. Noi suntem un institut de chimie, dar cu toate acestea, în institutul nostru activează colegi din diferite domenii, fizicieni, chimiști, biologi, medic, eu știu, matematicieni. O colegă de-a noastră, Irina Roșca, care este specialist biolog, anul acesta a primit premiul Nicolae Simeonescu, un premiu important din partea secției de biologie. La secția biologie, cercetătoarea Irina Roșca a primit premiul pentru lucrările cu tema Molecule active în combaterea infecțiilor nozocomiale. Premiul Nicolae Simeonescu este un premiu în biologie, ceea ce este inedit. Pentru prima dată în Institut de Chimie, un biolog câștigă un premiu al Academiei Române, ceea ce mă face foarte mândră că lucrez în acest colectiv și că asigur pioneratul în domeniul biologiei într-un institut de chimie. Lucrările pentru care am fost premiată sunt la interfața dintre chimie și biologie. Practic, ceea ce fac eu aici este să testez polimerii cu care se lucrează și în acest institut și nu numai, în condiții de microbiologice, testez activitatea acestor polimeri, posibilitatea de a obține medicamente noi în tratarea infecțiilor nosocomiale, care sunt acum o mare problemă în spitalele noastre.
La rândul lui, Adrian Bele a fost premiat pentru grupul de lucrări Materiale siliconice în sisteme de conversie a energiei. Am fost premiat pentru anul 2018 pentru un ciclu de lucrări cu tema generală Materiale siliconice inteligente. Aceste materiale sunt folosite atât pentru transformarea energiei electrice în lucru mecanic, cât și viceversa. Dumitru Boghean, Sergiu Constantin Nenea, Marius Chelcu și Ionuț Mina au primit premiul George Barițiu pentru lucrarea Monografia orașului Târgu Frumos. Aceștia au realizat un demers multilateral de identificare, precizare și etalare a locului și rolului istoric al unei localități cu ale sale comunități umane în cadrul istoriei naționale. Între lucrările laureate s-au mai aflat și cele elaborate de Mircea Mamalăucă, directorul Muzeului Vasile Pârvan din Bârlad, de scriitorul Ion Fercu din Bacău, de părintele arhimandrit Luca Dumitru, starețul mănăstirii Bistrița Neamț. Premiile Academiei Române pot fi obținute o singură dată în viață și sunt acordate anual celor mai reprezentative creații științifice și culturale românești. Și ne-am întors în direct la Regiunea în Obiectiv. O să discutăm și noi despre Monografia orașului Târgu Frumos puțin mai încolo, însă revin la invitatul nostru din această după-amiază de aici, din studio. Este vorba despre domnul Mircea Mamalăucă, este directorul Muzeului Vasile Pârvan din Bârlad și unul dintre laureații premiilor oferite de Academia Română pentru anul 2018, laureat la secția de științe istorice și arheologice pentru lucrarea Descoperiri din perioada antichității târzii în Podișul Central Moldovenesc. Bine, titlul este mult mai lung. Am și discutat despre acest subiect. Însă, v-aș întreba, dumneavoastră sunteți directorul muzeului din Bârlad, însă aveți rădăcini din Vaslui. De altfel, dumneavoastră sunteți singura personalitate din Vaslui care a câștigat acest premiu, nu? Rădăcinile mele nu sunt în Vaslui, sunt în Ardeal. Ah, chiar din, da, Ardeal sunteți. Da, din județul Mureș, din orașul Târnăveni, municipiul Târnăveni. Și, mă rog, am în timpul facultății am găsit o tânără frumoasă care m-a făcut să rămân aici în Moldova și în special la Bârlad. Da. În Bârlad. Dați-ne câteva detalii despre muzeu. De ce se numește Muzeul Vasile Pârvan? Ce găsim? Vedeți cum acolo s-au așezat astrele? Am luat premiul Vasile Pârvan și conduc Muzeul Vasile Pârvan. Sigur, de ce se numește Vasile Pârvan? Pentru că Vasile Pârvan, la un moment dat, a fost elev al colegiului Gheorghe Roșca Codreanu. Deci el a stat timp de câțiva ani în Bârlad. Și în 1957, atunci când s-a stabilit numele muzeului, muzeul fiind mai vechi, cei care au hotărât la vremea respectivă s-au oprit asupra numelui acestui mare arheolog. Practic e un fel de părinte al arheologiei românești și în același timp și un filozof al istoriei. Și așa a ajuns ca muzeul din Bârlad să poarte numele acestui mare arheolog. Și sigur, pentru care cei care nu știu, dar cred că foarte mulți, cel puțin din Moldova, știu că Muzeul Bârlădean este unul dintre cele mai mari din, cel puțin din regiune. L-a transformat într-o bijuterie culturală. Așa este. Este un izvor de informare și de cunoaștere și de frumos, care a fost construit timp de peste 100 de ani. Practic, Muzeul din Bârlad este unul dintre cele mai vechi din România. S-a înființat la 10 aprilie 1914, atunci când prin multe orașe și prin multe locuri oamenii nici nu se gândeau că ar avea nevoie de o asemenea instituție. Se spune că muzeile apar atunci când oamenii simt nevoia să aibă pentru ei și pentru urmași o instituție în care să se regăsească tot ceea ce au făcut comunitățile prezente și cele anterioare. Dar la Bârlad, încă din 1914, vedeți, în pragul izbunirii primului război mondial, s-a găsit un număr
număr de învățați, de oameni care au pus umărul la înființarea acestei instituții, care an de an a crescut, ajungând la ora actuală într-o mare instituție, și spun mare pentru că practic are în componență vreo 5 imobile și cam vreo 10.000 de metri pătrați construiți, dintre care vreo 6.000 de metri sunt expoziționali, ceea ce înseamnă foarte mult. Numai sediul central al muzeului are circa 4.400 de metri pătrați și vreo 49 de săli de expoziție. Nu sunt foarte multe asemenea clădiri în România care să găzduiască o asemenea instituție. Dar atât unde de este frumoasă. Sediul? Efectiv, unde este sediul? Sediul, deci noi spunem sediul central, în strada Vasile Pârvan numărul 1. Da. Dar mai avem pavilionul Marcel Guguianu. Acolo sunt donațiile, lucrările cunoscutului sculptor Marcel Guguianu, care a fost bârlădean și care a decis la un moment dat, către finalul vieții, să doneze bârladului și muzeului o parte din creația sa, iar Consiliul Județean, pentru că noi suntem subordonații Consiliului Județean, a decis să construiască un imobil extrem de frumos. Și spun că extrem de frumos, cu o destinație strictă spre muzeu. Puține muzee din România au fost construite de la zero ca muzeu. Ei, muzeul acesta, sau mă rog, pavilionul Marcel Guguianu, a fost de la început gândit ca un muzeu de artă, mă rog, un muzeu în care să fie expus lucrările marelui sculptor. Și tot acolo găsim și observatorul astronomic. Este una dintre mândriile noastre, spun una pentru că sunt foarte multe. Este, pe de o parte, extrem de important și pentru comunitate, dar și pentru regiune, planetariu, care a fost inaugurat în 2009, la 5 decembrie 2009, realizat într-un program european, cu fonduri europene transfrontalier. Și în același timp, în 2006, septembrie 2006, cred că pe 7 septembrie, cu prilejul unei eclipse de lună, noi am inaugurat primul observator astronomic din cadrul muzeului. Spun din cadrul muzeului pentru că mai exista la Bârlad, există un domn profesor Adam, care a desfășurat activitate în acest domeniu al astronomiei. Și cu această astronomie și cu acest observator am reușit să fim extrem de cunoscuți în țară și în străinătate. Spre exemplu, la Bârlad, pe 15 februarie 2015, s-a făcut cea mai mare descoperire a unui astronom, pe deasupra și amator, din România. El a descoperit o nouă roșie aflată la vreo 22 de milioane de ani lumină de Pământ. Și n-a fost observată cu telescoape foarte mari, a fost confirmată cu telescoape mari, dar nu observată cu telescoape mari, și a fost observată de colegul nostru cu un telescop cu diametru de 35 de centimetri și confirmată cu un telescop de 6 metri din Caucaz și mai ales după aceea unui telescop din Italia. Da, țin minte că am discutat chiar aici la Regiunea în Obiectiv de acest eveniment și de faptul că putem vorbi de cercetare și de preocupare în această zonă, în regiunea Moldovei. Da, spre exemplu, în urmă cu un an și un pic, cred că, a mai fost o descoperire foarte importantă și la ora actuală Bârladul se află atât pe Pământ cât și în ceruri. Pentru că există o stea, Bârlad V1, care a fost descoperită tot de colegul meu. Dar toate aceste descoperiri au fost posibile pentru că dotarea acestui observator este extraordinară. Probabil este al doilea observator astronomic ca dotare din România după cel din Galați. Dar ca realizări, ca descoperiri, este pe locul întâi. Anul trecut am primit o sponsorizare de vreo 15.000 de euro și am cumpărat cel mai mare telescop pentru soare din România. Deci cine dorește să vadă soarele pe lângă celelalte corpuri cerești care se văd noaptea, așa, soarele se poate vedea printr-un telescop foarte performant. Mulțumim tare mult pentru aceste informații. Vă invit chiar acum să vedem un interviu de această dată. Schimbăm zona și mergem către literatură, tot despre premiile Academiei Române, evident, pentru anul 2018, un interviu filmat cu Ion Fercu, autorul volumului Prin subteranele dostoievskiene și câștigător la secția de filozofie, teologie, psihologie și pedagogie. Un interviu realizat de Gabriel Bălan. Cum v-ați apropiat de acest titan al literaturii universale și de ce ați făcut-o? Interesant sau poate că paradoxal, nu eu m-am apropiat de Dostoievski.
Și Dostoevski s-a apropiat de mine. În preadolescență și în adolescență am fost asediat de plăcut de editura Cartea Rusă. Erau traduceri multe, la prețuri modice, chiar mici. O galerie de genii. Gogol, Cehov, Pușkin, Bunin, chiar Lermontov, Tolstoi, despre care spuneați că ați renunțat un pic, și evident Dostoevski. Îi aveam la îndemână fără îndoială pe Goethe, pe Shakespeare, pe Hugo, pe Cervantes, pe alții, dar e ca dragoste la prima vedere. Nu v-aș putea spune cum de m-am apropiat de el. Dacă poate explica un om cum e cu dragostea la prima vedere, v-aș putea explica și eu cum m-am lipit cu sufletul de Dostoevski. Domnule profesor, o lucrare generoasă, cam 600 de file, apărută la editura Junimea în anul 2018, despre care domnul la preotese îi spunea că este un adevărat eseu enciclopedic. Prin ce v-a provocat scriitorul rus? Prin operele sale, prin viața tumultoasă? Știm că a fost și condamnat, trimis la muncă silnică în Siberia, a căzut și în patima jocurilor de noroc, dar cu toate astea, mintea lui genială ne-a adus nouă Cazestre, frații Karamazov, Idiotul, Demonii și multe alte lucrări care rămân în literatura universală ca un fulgurant. Pur și simplu, când citeam ceva despre Dostoevski, cuvântul lui mă vrăjea. Când auzeam spunându-se ceva despre el, mă topeam. De ce? Pentru că Dostoevski spune mereu lucruri importante. De pildă, s-a spus despre Dostoevski că el este o parte din Rusia. De fapt, vin Berdiaev și alții și spun, nu este adevărat. Rusia este o parte din Dostoevski. Știți cine este Rusia? Cine? Dostoevski plus și altceva, dar Dostoevski este uriașul, Dostoevski este în prim plan. Au venit mulți și mi-au șoptit că personajele excepționale din viața reală au invadat cărțile lui Dostoevski. Demonii, Crimă și pedeapsă, Idiot, etc. Nu este adevărat din punctul meu de vedere. Eu cred că personajele lui Dostoevski din romane au invadat lumea noastră. Premonițiile lui din Demonii că lumea va fi ca un cazan uriaș în care ferb toate vânătăile, durerile și răutățile noastre, iată că în secolul al XX și al XXI sunt reale. M-a luat de guler omul din subterană al lui, care mi-a spus, Ioane, 2 plus 2 fac 4, nu e în regulă. 2 plus 2 fac 4, nu este viață, este începutul morții. Haideți să gândim 2 plus 2, să facă și 5, să facă și 6, să încercăm să răscolim toate lucrurile acestea, să gândim și altfel. Am aflat în Dostoevski, ce m-a provocat la Dostoevski, poate cea mai mare declarație de dragoste a lumii. Eram tentat, pe când eram adolescent, m-a audit și soția, știi că i-am, de atunci eram prieteni, să-i scriu mereu, pe atunci scriam, eram romantici, nu, scrisori, să-i așez această declarație. Este declarația de dragoste pe care Ivan i-o face grozavului Alioșa, fratele lui. E destul să știu că existi undeva pe lume, zice el, ca să nu-mi fie lehamite de viață. Numai să existi și eu pot să supraviețuiesc.
Am găsit, deși m-a atras Dostoievski, cea mai tulburătoare întrebare a lumii în Dostoievski. Zice el așa, vă amintiți, poate oare, poți oare să-ți duci mai departe viața cu iadul ăsta în suflet? Poți? Mai poți? Cine nu are ceva iad în suflet? Cine nu s-a întrebat, a idom al personajului lui Dostoievski, dacă putem amâna supraviețuirea noastră? Și totuși, domnule Fercu, de ce subterane? De ce subterane? Mai ales pentru eroul dostoievskian din Însemnări din subterană. Iată, noi vorbim de câteva minute aici și niciunul n-am adus în discuție. Vorbim despre frații Karamazov, despre demonii, despre crimă și pedeapsă, despre altele. Din punctul meu de vedere, Însemnările din subterană sunt poate cel mai important, reprezintă cea mai importantă carte a lui. Pentru că gândurile omului, atitudinea omului din subterană, îl găsim peste tot, în toate romanele sale. De aici, poate, dar nu numai de aici. Din faptul că omul din subterană gândește profund, profund, profund dostoievskian și nonconformist. Cum ați primit acest premiu al Academiei Române? Mă gândesc la faptul că un premiu al Academiei Române îți spune, în primul rând, că ești un întrebător, că ești un mirător, că ești un om care ai niște incertitudini și incertitudinile sunt extraordinar de valoroase. Am învățat de la Dostoievski lucrul acesta. Atunci când faci un efort de cunoaștere și crezi că ai ajuns la capătul răspunsului, la capătul procesului de cunoaștere, dacă nu lași acolo, la capăt, niște mirări, niște întrebări, niște alte întrebări, niște alte zvârcoliri. Asta m-a învățat Dostoievski. O întrebare trebuie să nască altă întrebări, altă zvârcolire gnoseologică, alte zvârcoliri și așa mai departe. Eu cred că Academia asta a apreciat la mine. Mai cred că Academia a ghicit juriul sau cei de la secția de filozofie, teologie, psihologie de la Academie, au ghicit că în mine locuiește timid sau mai puțin timid un gând al filozofului, scriitorului german Lessing. El spunea așa, să presupunem, nu-l citez, încerc să-mi aduc aminte, să presupunem că în mâna dreaptă Dumnezeu are adevărul, iar în mâna stângă are ceea ce noi numim căutarea statornică, permanentă a adevărului. Și vine Dumnezeu la tine, întreabă, ce vrei, adevărul în mâna dreaptă sau căutarea adevărului în mâna stângă? Și Lessing zice, eu m-aș duce cu umilință către mâna stângă a lui Dumnezeu, unde stă căutarea adevărului, și aș spune, Doamne, dă-mi căutarea adevărului. Cu umilință spun că adevărul absolut stă numai la tine, dar eu mă simt ca om, o ființă normală, căutând mereu și mereu adevărul. Asta cred eu că au apreciat cei de la Academie.
Ion Fercu, prin subteranele dostoievskiene, regizorul Alexa Visarion spunea despre această carte și despre această lucrare că după lectură l-a cutremurat și l-a iluminat. Și e o adevărată călătorie printre trăirile personajelor lui Dostoievski. Însă ne întoarcem la discuția noastră și la invitatul pe care îl avem astăzi în studioul TVR Iași. Este vorba despre domnul Mircea Mamălaucă, directorul Muzeului Vasile Pârvan din Bârlaci și de altfel laureat, pot spune, al premiilor oferite pentru 2018 de Academia Română. Ne-ați povestit despre muzeu, dar aș vrea să ne spuneți și despre planurile de viitor. Ce se întâmplă cu muzeul? Cum îl vedeți în anii următori? Deci, înainte de a spune cum îl văd, trebuie să spun câteva lucruri cum arată acum. Deci, în ultimii ani, muzeul din Bârlad practic s-a modernizat de la un capăt la celălalt. În cadrul unor proiecte cu fonduri europene, în cadrul unui sprijin financiar din partea ordonatorului de credite, s-a reușit practic modernizarea și aducerea la zi a muzeului ca aspect, ca infrastructură, ca tematică. Și sigur, noi nu ne vom opri aici, pentru că și muzeul este ca o afacere, ca o investiție. Tot timpul trebuie să vii cu lucruri noi pentru a rămâne în conștiința și în mințile și în mintea publicului. Sunt bunuri de valoare acolo. Dacă ați vorbit de bunuri, pot să vă spun că la ora actuală muzeul din Bârlad este pe prima poziție în țară în ceea ce privește bunurile clasate în categoriile fond și tezaur. A depășit toate muzeele din țară și asta ca urmare a acestui patrimoniu adunat pe parcursul a unui secol de existență. Dar dacă ne-am mulțumit cu ce avem în acest moment, cu siguranță prăbușirea ar veni a doua zi, declinul, să nu-i spunem chiar prăbușire. Și pentru a nu ajunge într-o asemenea situație, avem tot timpul planuri de viitor. În acest moment în care vă vorbesc, mă rog, referindu-mă la ziua de astăzi, se derulează o activitate intensă pentru modernizarea unui spațiu, a unei clădiri, numită Casa Sturza, care are 11 încăperi, a fost construită la 1796 și a început să fie locuită la 1818 și care în 1993 a fost transformat în spațiu muzeal și a găzduit colecțiile, o parte din colecțiile muzeului. De o bucată de timp, clădirea a fost în suferință, iar de anul acesta am început să o reabilităm și sper că anul viitor vom veni spre publicul nostru cu o clădire cu totul și cu totul transformată. Deja s-au făcut investiții serioase, mai urmează anul viitor să se mai investească ceva bani și o să transformăm cu totul aspectul acestei clădiri. Dar ce va veni acolo? Va fi primul și singurul muzeu al gestualismului din România. Și vom aduce acolo nu orice gestualism, ci pe bârlădeanul... Ia uitați, nu-i nicio problemă. Corneliu Vasilescu, da. Bârlădeanul Corneliu Vasilescu și în același timp pe un alt bârlădean, Dragoș Pătrașcu. Va fi un muzeu al artei moderne. Și sigur, nu ne oprim plastic, aici, da. Am dorit să modernizăm secția de științele naturii și am vrea să facem un mare muzeu de științele naturii. Suntem în tratative cu proprietarul, practic, a unei părți din ceea ce a însemnat Raiffeisen Bank și acolo vom face un muzeu de științele naturii. Da, vă invit chiar acum să ne îndreptăm privirile către Video Wall, pentru că o să stăm de vorbă cu conferențiar universitar dr. Dumitru Boghean, cadru didactic la Universitatea din Suceava și coautor al monografiei Orașului Târgu Frumos, laureat la secția de asemenea de științe istorice și arheologie, cred. Bună ziua și felicitări! Pentru rămâne, bună seara, că acum este chindia. am înțeles. Ce faceți? Și felicitări pentru premiu încă o dată. Vă mulțumim frumos întregii echipii. Felicitările dumneavoastră se adresează.
pentru că este o lucrare colectivă, efortul a câtorva ani buni, aproape 10 ani de documentare și redactare, și a ieșit o lucrare, cred că voluminoasă, aceasta este lucrarea, are 677 de pagini cu numeroase ilustrații în text și, bineînțeles, planșe anexate la sfârșitul textului, care completează în mod fericit toate monografiile care au apărut sau încercările monografice care au apărut în anii anteriori, începând cu monografia lui Nicolae, preotului Nicolae de Rângă din 1916, continuând cu una, o monografie realizată în anii 1970, când Târgu Frumos redevenea o localitate urbană, și cu monografia din 2018, care este numai primul volum. Deja se lucrează în ceea ce privește documentarea și elaborarea textelor pentru un al doilea volum de după 1944-1945 până în contemporaneitate. Am înțeles. De ce credeți că a fost premiată această lucrare? Ce are special? Lucrarea are în spatele său un efort de documentare deosebit, realizat atât pe șantierele arheologice din zona Târgului Frumos, care este foarte bogată în vestigii arheologice din Paleolitic și până în Evul Mediu, aș putea spune până în epoca modernă, are în spate un efort de documentare de mai mult de 5 ani la serviciul de arhivistic Arhivelor Naționale de la Iași și din alte bibliotecile universitare și la Academia Română, plus la care se adaugă contribuția colegului de la geografie cu cercetările sale specifice pentru bazinul Bahluiului și, bineînțeles, pentru zona aceasta a Târgului Frumos. El fiind și fiul al orașului Târgu Frumos, domnul Ionuț Mine. Să ne dați câteva detalii și despre colegii dumneavoastră, despre ceilalți autori. Da, pentru că fiind o operă colectivă, știți, nu mai este vremea astăzi când, să spunem, cantitatea de informații este deosebit de mare, ca o întreprindere științifică să fie opera unei singure persoane. Era vremea, să spunem, secolul al XVIII-lea, al XIX-lea, chiar până în perioada interbelică, dar astăzi cantitatea de informații este atât de mare și atât de diversă, încât e nevoie ca orice încercare monografică de tip geografic, istoric-geografic, să fie o operă colectivă a unor specialiști în domeniu. Va avea șansa mult mai mare de a penetra problematica și în același timp de a obține niște rezultate cu o valabilitate în timp mai mare. Cine sunt colegii dumneavoastră? Despre cine e vorba? Păi este vorba despre domnul conferențiar universitar Ionuț Minea de la Facultatea de Geografie din Iași, care am spus că este fiul al orașului Târgu Frumos. Este vorba de colegul de la Liceul Târgu Frumos, Ion Neculce Târgu Frumos, domnul Sergiu Constantin Enea, și, bineînțeles, este vorba de coleg, nu în cele din urmă, de colegul Marius Chelcu, cercetător științific la Institutul de Istorie Iași, la care s-a adăugat și contribuția unor profesori și specialiști, cum ar fi domnul Dan Fripis, care este cunoscut prin încercările sale de a creiona viața culturală a orașului Târgu Frumos în epoca modernă și în epoca contemporană. Amintim în același timp și cu egală contribuții ca un contribuitor de seamă la partea geografică, domnul profesor Ion Alexa Angheluș, de la Liceul Ion Neculce Târgu Frumos, și nu în ultimul rând pe domnul cercetător Stănescu
Manuel, care a adus o contribuție de seamă în ceea ce privește, să spunem, bătăliile din zona Târgului Frumos din primăvara anului 1944. Ați lansat această lucrare într-un moment aniversar în 2018. Despre ce e vorba? Era un moment aniversar când se adunau în caierul timpului 570 de ani de la atestarea documentară a localității, 5 octombrie 1448, deși este o atestare destul de târzie, dovezi existând și din perioada anterioară, dar evident dovezi indirecte, și 50 de ani de la reatestarea, să spunem, în 1968 a Târgului Frumos ca localitate urbană. Având în vedere distrugerile din timpul celui de-al doilea război mondial, când aproape localitatea Târgu Frumos a rămas fără clădirile importante și fără, să spunem, atributele urbane, a decăzut la statutul de localitate rurală și a fost o nevoie de o perioadă de câteva decenii de refacere până în 1968 pentru a fi recunoscută din nou ca localitate urbană. Monografia orașului Târgu Frumos, o lucrare premiată de Academia Română. Spuneți-mi sincer, vă așteptați să fie propus această lucrare spre a fi premiată? Am rugat colegii și colegii au înțeles foarte bine să facem o lucrare care să fie de referință, care să ne reprezinte pe noi ca specialiști și, bineînțeles, să reprezinte, să spunem, volumul de informații care există și care trebuia, să spunem, organizat organic în conformitate cu noile cerințe ale cercetării științifice. Am mers pe principiul lucrului bine făcut și atunci am avut încredere că am făcut o lucrare bună și, bineînțeles, ca orice om sau ca orice echipă speră să fie și recunoscută munca. A fost recunoscută de foarte mulți, inclusiv de recenzenții care au și de editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, bineînțeles și de către profesorul academicianul Victor Spinei, care a scris și cuvântul înainte și pentru care îi mulțumim foarte mult. Și noi vă mulțumim foarte mult și încă o dată felicitări pentru acest premiu obținut dumneavoastră și colegilor dumneavoastră. Este frumos și vă încredințăm că volumul al doilea va avea, nu știu dacă aceeași întindere, dar va avea aceeași calitate. Vă mulțumim frumos și transmit întregii echipe felicitările dumneavoastră. Mulțumim din inimă. Și noi mulțumim. Ne întoarcem în studio și ne întoarcem și la discuția noastră despre Muzeul Vasile Purvan de acolo din Bârlad, pentru că îmi spuneați, înainte să intrăm în direct, de faptul că e un muzeu popular, că aveți public ce își îndreaptă atenția către muzeu. Și vreau să ne spuneți de ce. Ce ați făcut acolo? De ce? Ce se întâmplă? Da, cred că e o problemă de marketing. Observator astronomic și planetariu sunt obiectivele care au atras publicul, pentru că sunt inedite. Planetarii în Moldova nu sunt foarte multe, iar cel de la Bârlad este unul dintre cele mai moderne, este un planetariu digital, oferă niște spectacole aparte. Și acest planetariu și observatorul astronomic au deschis apetitul celorlalți de a vedea și altceva. Și după ce au ieșit de la planetariu, au venit la muzeu. Și după ce au venit și au văzut muzeul cum arată, muzeul de atât secția de artă, cât și cea de istorie, arheologie, dar și secția personalități, pentru că există o asemenea secție personalități, având în vedere faptul că la Bârlad s-au născut sau s-au format personalități marcante ale culturii și științei românești. Cred că ar fi suficient să amintesc aici numele Palade,
Andrade, primul câștigător al premiului Nobel, care a învățat la Bârlad. Ei, toate acestea au contribuit la ridicarea în valoare a instituției și la atragerea unui număr mare de vizitatori. Câți vizitatori ați avut anul trecut? Că în 2020 anul trecut am avut 34.323, cu un an înainte am avut 37.000, au fost, nu, cu, în urmă cu 3 ani. Atunci au fost puțin mai mulți, pentru că am avut și acea expoziție teribilă, aurul și argintul antic al României. Și atunci au venit extrem de mulți oameni. Câți locuitori sunt în Bârlad? Păi eu știu că vreo 52.000, restul până la 70.000 sunt plecați. Deci 37 sau 30... 34-35 de mii de vizitatori. E foarte bine, e foarte bine. Eu sunt atât de încântat când, cel puțin în perioada primăverii și verii, atunci când este școala altfel, bine, acum poartă denumirea, o altă denumire, dar tot același lucru este, când vin tineri, vin copii din întreaga regiune, iar numărul autocarelor face ca ele să nu mai aibă loc prin preajma muzeului. Ceea ce spune foarte mult că avem o ofertă culturală deosebită. Vă mulțumim tare mult pentru informații, felicitări pentru ce faceți, să duceți munca bună mai departe. Mulțumesc. Spunea și domnul Boghean că, de fapt, în spatele acestor premii, atunci când pornești la drum, nici nu te gândești că ai putea fi premiat, ci pur și simplu încerci să faci o treabă bună, să fii util domeniului în care îți desfășori activitatea. Iar dacă mai vine și un premiu, e perfect. E cu atât mai bine. Deci, încă o dată, felicitări pentru premiul obținut dumneavoastră, dar și celorlalți premianții, să-i spunem așa, premianții și premiații de către Academia Română pentru realizările din 2018. Vă mulțumim frumos pentru atenție. Aici se încheie Regiunea în Obiectiv de astăzi, însă vă las în continuare cu programele TVR Iași. Toate cele bune!